dragi prieteni, începem prezentarea rețetei de astăzi. O rețetă care se adresează unui magazin cu carne, dar începem cu legume. Cu foarte multe legume. De ce? Fiindcă o să vedeți că pe lângă virgulă carne, mai avem nevoie și de ceva verde, ceva proaspăt. Aici am una bucată castron cu ardei capia și ardei grași, bine curățați, spălați și tăiați în două, scoase semințele. Aici am niște gogoșari frumoși, aleși așa pe sprânceană. Așa? Aici am niște mărar pe care îl dau mai departe ca să se vadă ardei capia. Da? Mut mărarul ca să vă arăt ardeiul iute. Așa cum vă spuneam, în deschiderea acestei rețete, în deschiderea acestei emisiuni, am făcut o mică prezentare ceea ce am eu pe masă. Dacă ați observat, sunt foarte multe legume. De fapt, toate sunt legume. Sunt legumele toamnei, legumele bogăției, de după un an de muncă, aș putea spune de ce, fiindcă noi astăzi vom discuta doar cu legumele. Și vom pregăti o dulceață de ardei iute. O dulceață de ardei iute care este extraordinar de bună, de gustoasă, deosebită, începând de la gust, aspect și terminând cu, cum să vă spunem, felul în care sună dulceață de ardei iute. Vă stai tâmpit? Nu sunt tâmpit. O să vă spun că se mai face dulceață din ceapă, se mai face dulceață din gogonele, din foarte multe lucruri se face dulceață, dar dulceața de ardei iute are un gust mai deosebit. Este vorba de spre un gust picant format din dulce, sărat, acrișor și iute pe deasupra. Dar fiindcă noi suntem români și nu suntem mexicani sau, eu știu, din zonele asiatice, cei care mănâncă foarte iute, să te ferească Dumnezeu să mergi acolo și să ți se comandă un fel de mâncare și tu să spui un gust normal, fiindcă ai pus-o. Dar în momentul în care ai gustat, ți-o sări căciula din cap. Ei mănâncă foarte iute în general. Și atunci trebuie să spui fără iute, ceea ce ei vor, la care ei îți vor răspunde, nu avem. Așa că eu, ca să temperez puțin dulceața de iute, voi pune niște ardei capia și niște cocoșari înăuntru, toate la rândul lor. Nu-i așa? Azi discutăm despre legume la o rețetă de carne. De ce? Fiindcă această emisiune ne este oferită de Mona Lisa, prietenii care ne oferă foarte multe produse din carne, pe lângă alte produse pe care le găsiți în supermarketurile Mona Lisa. Știți că acolo aveți de toate, începând de la pasta de dinți, crema de ghete, cuie nu au. În schimb, au fructe, au dulciuri, au carne proaspătă, carne de porc, carne de vită, carne de curcan, carne de pui, preparate din carne, crânați, pastă de mici, tot ce vreți dumneavoastră și niște șuncă, fratele meu. O șuncă începând cu aia țărănească, începând cu piept de porc, începând cu kaiserul, cu șafumată. Păi, doamne, nu mai știu ce să vă mai spun. Mă mănâncă un ochi, cred că în momentul în care eu am spălat ardeiul, am cam dat cu mâna pe la ochi, da? Este ardei iute. O să vorbesc cu un ochi închis așa, gen pirat, da? Mă ustură, dar mă ustură rău. Bun, hai să trecem la treabă și să vă arăt cu ce începem. Și am ajuns la rețeta de care spuneam mai înainte, este vorba despre dulceața de ardei iute. Dulceața de ardei iute, sosul de ardei iute, preparatul de ardei iute este nemaipomenit. S-a făcut o mică schimbare, au apărut aceste mănuși, de ce? Fiindcă voi lucra cu ardei iuți. Și vă sfătuiesc să folosiți același lucru, mai ales dacă aveți vreo țepătură sau vreo zgârietură, fiindcă este deja de altfel. Ce o să facem noi? Rețeta este foarte simplă. La un kilogram de ardei iute, curățat, dacă aveți răbdare, scoateți și semințele. De pildă, mie vreau să vă spun că mai mult îmi plac ce dulceața cu semințe înăuntru, cu câteva, nu așa, nu prea multe, fiindcă tai cotorul, să vedeți, le bat un pic și îl las așa cum e. Deci, la un kilogram de ardei iute, se pune un kilogram de oțet, un kilogram de zahăr și o lingură de sare pun eu. Alții nu pun. Eu pun și o lingură de sare. Îmi place gustul ăsta dulce, sărat, acrișor, iute. Din zahăr și oțet o să fac un sirop. Ardeiul îl voi da prin mașina de carne. După care o să-l pun să fiarbă ca orice dulceață. Da? Ca la orice dulceață voi proceda. Dar, fiindcă atenție, ăștia sunt ardei iuți. Vă dați seama? Ia uitați aici. Ce o trebuie. Ardeiul este foarte iute. Noi trebuie să mâncăm, nu să ne chinuim. O să fac următorul lucru. La un kilogram de ardei iute, o să pun aproximativ 750 de grame de ardei capia și gogoșar, toate de fapt o să fie date prin mașina de carne. Deci la amestec ardeiul iute cu gogoșarul și cu capia și atunci o să folosesc la un kilogram 750 de grame de zahăr și 175 de ml de ulei. Nu de ulei, de oțet, voi face sosul respectiv. Da, dar toate la timpul lor. Până una alta, haideți să mergem la chiuvetă și la aragaz să punem noi la foc siropul și între timp să curățăm ardeiul, da? Așa cum spuneam.
spun zahărul. Am pus 1 kg 750 de grame de zahăr și tot aici voi pune oțet din fermentație naturală, din vin. Și acum voi da foc la aragaz. Așa. Focul mai vioi la început, după care îl reducem. Amestecăm un pic. Să nu se prinde de fundul cratiței. Lucrați obligatoriu cu inox, nu lucrați cu aluminiu. Vorbim de oțet aici. Încă un sfat, când fierbeți acest amestec, căutați să fie un pic de curent de aer, geamurile bine deschise, fiindcă atenție, o să cam mustre la ochi, la gât, la nas, la... Doar fierbem oțet, nu-i așa? Și trebuie lăsat să fiarbă până în momentul în care începe să lege ca sirop. Da, noi mergem să curățăm acum. Arde eu. Așa cum spuneam, iau ardeiul, tai capătul, stă-te aici, crestez și scot semințele pe cât posibil, da? Bun. De o parte, altul la rând. Și mergem mai departe. În acest moment o să punem în funcțiune mașina de măcinat și încă o șmecherie. Aici am ardeiul capia pentru umplutură, cum s-ar zice, și gogoșar amestecat. Aici am ardei iute. Ca să nu fie foarte iute la ochi și la nas și la gât, vă propun următoarea idee. Luați pe rând ardei iute, da? Îl băgați la măcinat și puneți peste el și un ardei din ăsta la altul ca să-l stâmpărați, să nu fie atât de iute să vă usture ochii și nasul, da? Avem compoziția, da? Iată cum arată.
Acum o să luăm un pahar transparent. În el punem apă rece. Așa. Și cu o lingură facem. Da. Începe să se lege, nu știu dacă se vede la cameră, nu cred că se vede. Deci în momentul în care dau drumul înăuntru, pisirul se leagă. Ia, se vede un pic, ia să încercăm așa. Vedeți? Bun. E ok. Deci înseamnă că trebuie să punem înăuntru compoziția noastră. Atenție la lingura cu care lucrați. Asta nu veți folosi decât numai la așa ceva. Fierbe la foc mic, da? Lăsăm așa să fiarbă, nu o grăbim, ca să nu se fie, să nu fie prea închisă la culoare. Și are o culoare perfectă, super faină. O lăsăm și după aia o încercăm exact ca pe orice dulceață. Punem bobițe pe farfuria rece și ea trebuie să stea tare. A trecut aproximativ jumătate de oră, timp în care dulceața noastră a fiert la foc mic. Dacă observați, începe să se îngroașe și acum trebuie avut grijă să nu se prindă. Ideal este să puneți sub fundul cratiței o tablă. Dacă nu, și aveți timp și răbdare, mestecați în ea, da? Deci deja are aspectul ăla fain, frumos. Hai să o gustăm cu mâini. Mă, un pic atât mai mult, nu? Da. E bună. Fac ca pop pe marinor. Aoleu, ce bună e, dai iute. Așa, au mai trecut vreo 10 minute. Și este momentul să... Aici am o farfurie care am avut-o la rece. Și acum încercăm deci e bună. Vedeți? Ia uitați ce. Asta înseamnă că deja este gata. O lăsăm un pic. Și o punem fierbinte în borcane. Ia, acum s-o răci, da? Vedeți? Ea trebuie să fie ca un sos. Și am pregătit noi o dulceață super faină din ardei iute. Dulceață, sos, cum vreți dumneavoastră, ca să-i spuneți, e o nebunie. Sună ca mai urea dulceață de ardei iute. Da, e. Pune dumneavoastră și faceți. Mare scofală. Un kilogram de ardei, un litru de oțet, un kilogram de zahăr și coasca basta rezolvată. Dar eu sunt mai șmecher, ca să nu fie chiar atât de iute. Atenție că ardei iute sunt cam pe gata la piață, sau cam terminat. Dacă acum, dacă mai mergeți. Ca să, așa cum spuneam, ca să fie un pic mai șmecher, să nu fie chiar atât de iute, să vă
place, uite, dar nu chiar așa tare, 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 cât să mi se învârte ochii în cap caruțele la locomotivă, nu. Atunci, eu ce am făcut? La un kilogram de ardei iute, am mai pus 750 de grame de măcinătură de ardei, capia și gogoșar. Și ardei roșu, ce aveți dumneavoastră. Puneți acolo, de atunci măriți cantitățile. Un kilogram 750 de grame de zahăr și un litru 750 de mililitri de oțet. Puneți oțetul și cu zahărul să se facă un semisirop, ați văzut cum e. Eu am pus și o lingură bună de sare. Alții nu, eu pun și un pic de sare. După care am pus măcinătura de ardei înăuntru, am lăsat până s-a legat, am încercat-o pe farfurie, trebuie să fie nu chiar așa de viscoasă, înspre subțire, ca să poată curge, fiindcă este un sos. Se mănâncă cu carne, în primul rând carne de porc, mai ales dacă este costiță sau dacă este piept sau dacă este kaiser. Se poate mânca cu mezeluri, se poate mânca cu brânză, cu pâine proaspătă și cu dulceață de ardei iute. Sau puteți să mâncați cu unt și cu câteva picături, sau puteți mânca cu unt, cu brânză și cu dulceață de ardei iute. Cu paste făinoase, cu ce vă place dumneavoastră, încercați fel de fel de combinații și nu o să vă pare rău. Dar așa cum am spus, carnea este extraordinar de bună în momentul în care puneți pe ea o dulceață din aceasta de ardei iute și mai ales dacă este mai clasă, îi taie acea grăsime. Nu o să vă atace la colesterol, la artere și alte chestii. Bun, am terminat cu asta. O să fac ce mai departe, cum ziceți dumneavoastră, adică o să oprim focul, o lăsăm să se stâlpere un pic, după care o punem fierbinte în borcane și acoperim borcanele la fiert. Și am terminat cu dulceața de ardei iute. Dulceață care, așa cum spuneam, și este, așa ne este oferită de prietenii de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi, cu preparate bune și gustoase și iată și dulci și delicioase, fiindcă are un gust extraordinar. Iute, sărat, cum să vă spun, acru și cu toate astea la un loc dulce, știți? Gustul este nemaipomenit. Nu sunt cam roșu pe la buze, că l-am tot gustat-o. Bine, asta a fost cu dulceața de ardei iute. Mergem la partea mai departe cu... asta a fost cu dulceața de... M-am bâlbuit deja. Asta a fost treaba cu ardei iute. Cu dulceața de ardei iute dăm deoparte și mergem dincolo, în partea cealaltă, unde avem chestia cu mărarul, nu-i așa? Vă promis că vă arăt cum facem și cu mărarul, da? Aici avem dulceața de ardei iute. Dulceața de ardei iute, salata de toamnă și Lacy, asistenta principală. Lacy, ce faci? Dai din coadă? Îți bune murăturile? Sunt faine? Da, ne aprobă. Ia uitați-vă la codiță, ia uitați acolo. Bun.